Salut! Astăzi am să vă povestesc a doua poruncă din 10 porunci. Să nu-ți faci chip cioplit, nici o făcișoare de a lucrurilor care sunt sus în cer și jos pe pământ și mai jos și în apele care sunt mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, nici să le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea din părinți în copii, de la treilea și a patra neam, acelor ce mă urăsc și mă îndur până la miile neam, ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Asta a fost a doua poruncă. Mâine urmează a treia poruncă. Rămâneți cu mine ca aflați